16.218 lei s-au strâns ieri seară în urma concertului caritabil organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanța. Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiu a urcat corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului, care a prezentat un program de colinde. Concertul a avut ca scop strângerea fondurilor necesare finalizării construcției așezământului Sfântul Cuvios Arsenie din Techirghiol, destinat copiilor abandonați. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Colindele care sunt cele mai populare cântări, le-au cântat toți oamenii odată când au fost copii. Și iată, acestea au o amprentă cu totul aparte. Ele sunt cele care ne aduc aminte și de copilărie, și de tinerețe, și de senectute. Ele ne prezintă viața noastră care este cu adevărat pătrunsă de pruncul Iisus născut în Esla din Betleem. De aceea noi avem această bucurie a colindelor de sărbătoarea nașterii Domnului, care cu adevărat îmbracă acest praznic într-o lumină aparte, lumina cerească. Colindele nu aparțin doar pământului, ci aparțin și cerului. Care este scopul acestui concert? Suntem la a treia ediție a concertului caritabil de Crăciun, pe care îl facem cu mare dragoste pentru anumite cazuri sociale, iar anul acesta ne-am orientat către cel mai important proiect al bisericii noastre, anume finalizarea lucrărilor așezământului de copii abandonați și mame abuzate. Ne străduim să-l ridicăm de 4 ani jumătate în localitatea Techirghiol, unde vor avea casă 50 de copii. În ce stadiu sunt lucrările? Cu ajutorul lui Dumnezeu și al bunilor credincioși, suntem la lucrări de finisaje. Astfel, în primăvara anului viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face sfințirea și inaugurarea acestui așezământ social. Hey,